Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la episodul 10 din Foundation. Ăsta o să fie ultimul episod din această serie minunată și vreau să completez cât mai multe chestii posibile în acest episod. Da, am decis să închei această serie aici, la episodul 10, pentru că e un număr frumos, un număr drăguț și cred că am făcut destule chestii. Și cred că e momentul să ne oprim. E mai bine să te oprești la timp decât să o lungești prea mult și după să mai vină vreo 2000 de oameni care se uită, sau mai puțin de 2000 de oameni care se mai uită la această serie. Eu zic că am făcut destul de multe în 10 episoade și cred că pot să fac și mai multe, dă-ți seama. Poate o să mai facem un stream cu acest joculeț, o să las salvarea aici în calculator, vă dați seama. Și cred că o să fie șmecher, poate o să ne mai jucăm. Poate o să mai jucăm joculețul ăsta, o să las salvarea cu siguranță. Bun, oameni buni, uitați-vă puțin, am făcut hamei. Hamei, eu zic că e hamei. Și asta înseamnă că producem bere. Ia să punem aici un brewer. Mamă, dar eu n-am oameni, nu pot să cred. A monk is approaching your village. Ok, I understand. I'm waiting for a monk. Nu pot să cred că n-am oameni care să... Bă, știi ceva? Ia să dăm noi pe cineva afară. Tu, guștere, la Iron Smelter, să fim serioși, nu avem nevoie de Iron Smelter, pentru că noi n-am ajuns la Iron aici, deci... Sănătate și la revedere, mai bine să bem bere. Uite că a început să-și fac căsuțele astea pe aici, pentru că am pus eu marketul ăsta. La market putem să-l mai angajăm pe unul și eventual să vindem, hai să vedem ce avem mai mult. Pâine, o ducem cam prost cu pâinea, mamă, o ducem prost și cu brânza. Ce? Așa prost? Ce? Mai vindem beriuri, dă-le mama lor de beriuri, ca la început. Ca la început, vindem beriuri în continuu. Dar întrebarea mea este de ce o ducem prost cu cheese-ul? Uite, uite-ul, nu înțeleg iarăși de ce o ducem prost cu uite-ul când... Oare... Mamă, mă gândeam acum că nu lucrează cineva aici la windmill. Nu, frate, toată lumea lucrează și face treaba frumos, drăguț. Very nice, very nice, bun. Cheese. Unde se produce cheese? Aici se produce cheese. Păi și de ce nu se produce cheese? Poate se produce, dar numai că se vinde foarte repede. Și asta e foarte posibil. Da. Ok, I understand. Ia să vedem ce vrea monk-ul ăsta. Monk-ul! Bă, frate, hai că-l ajut pe rege încă o dată, pentru că în aceste 10 episoade s-au gândit să nu mă atace până acum. Deci respectele mele, i-am dat acum niște lemn, pentru că am de-a lemn de... Mă plictisesc cât lemn am. La câți copaci am tăiat în această serie. Așa, am pus pe ăsta aici. Și? Își face treaba sau nu? Hai băieți, tăiați și voi copaci ăștia, vă rog eu. Cu biserica m-am lămurit. Oh, în sfârșit! Small stone wall, church și trade bonus. Ah, înseamnă că suntem bine. A immense display of faith if you were to build a monument to our Lord's splendor. Da, o să fac asta. Da, frate, cum să nu? Cum să nu? Nu știu ce voia. Ce voia arătat ăla, că nu știu despre ce e vorba. Glumesc, zicea ceva de monument, să facem ceva, cine bagă în seamă pe ăștia, frate? Bun, build a church, da, șeful, facem church-ul. Hai să-l căutăm, să fie bine, să fie lumea fericită. Mergem aici. Mamă, ce aș vrea, îmi trebuie un citizen. Ia bă, pot să fac rost de un citizen? Dar cum fac rost? În momentan pot să dau surf și commoner. Da, citizen. Pot să fac rost de încă un citizen sau ceva? Dracu știe. Era bine dacă puteam.
Dar aia, uite, vezi că nu pot să fac astea. Gold smelter și toate alea. Dacă oricum erau ultimele chestii pe care puteam să le mai fac. Ce ziceam? Church, nu? Ia. Intrăm aici și căutăm church. Uite că am găsit church-ul. Facem aici church. Church lângă church? Nu știu ce să zic. Asta e insula bisericilor. Ia. Băgăm una aici. Wow. Wow. Ăla-i belu? Ups. Poate nu voiam să-l pun chiar acolo, dar e ok. Stai că nu văd unde e ușa. Da, bă, că nu vreau să pun ușa. Bă, nu văd că-s copaci. Lasă, punem ușa aici, nu mai contează. Round tower. Big tower. Ia să vedem unde putem să punem acest big tower. Mamă, stai puțin că sunt mai multe chestii. Wow. General. Asta e o chestie micuță, nu-i cine știe ce. Ia. Bă, frate, să fie frumos. Wow, uite ce chestii interesante sunt aici. Chiar sunt interesante. Dar aici cam blochează vederea. Dacă o punem în spate. Putem să punem și un arch. Ce? Prea șmecher. Punem arch-ul. Și după vreau să pun asta. Da, probabil o să coste o grămadă. Nu știu de ce nu mă lasă să construiesc. Cred că costă 100 gold coins și noi nu avem. Ah! Start construction. Sunt curios cum o să arate asta. Chiar sunt curios cum o să arate. Da, aici 100% o să poată să vină oamenii să-și facă case. Și o să le placă. Dacă dărâmă și ăștia odată copacii ăștia că nebunesc. Hai băieți, la muncă, la muncă! Da, și vă conducem prost cu banii. Asta presupun și... presupun că este din cauza că... tot construiesc chestii în continuu și cu cât construiești mai multe chestii, cu atât costurile sunt mai mari. Evident! Evident! Hai să vedem. Hai să vedem. Uite, bă, și-o dat upgrade și ăștia care aveau căsuțe de-astea mai vai de capul lor. Bă, da, jocul ăsta cu cât îl joci mai mult, cu atât arată mai șmecher, gen... Nu mă așteptam să fac un locușor așa frumos. Și tot a început de aici, frate. Tot a început de aici, din chestiuța asta. Șmecher. Sincer, chiar șmecher. Un joc destul de simplu, în același timp plin de... chestii interesante, adică are content super mult. Ceea ce mă bucură. Bun. Bun, bun, bun. Hai cu viteza mai mare. Da, viteza e la maxim. Despre ce vorbim noi aici? Despre ce vorbim, băi, băieți? Știi ce mă gândeam eu? Să mai pun încă un Fisher din ăsta. De ce nu? Să arate mișto, știi ce zic? Fisher, Fisher, Fisher. Vedeți voi Fisher? Că eu nu văd. Da. Outside of territory? Really? Dar nu am cumpărat zona asta. Part of the building must be in water. Păi, it is in water. Cred că trebuie să o pun așa. Aha. Hai frate, outside of territory aici? Serios? Bine că aș putea să fac așa. Fiță. Apoi să construiască, să fie bine, să fie totul perfect. Mamă. Mai cumpărăm un teritoriu, boys? Orice ar fi, gen, când încep ăștia să-și facă casele. Avem 100 de oameni! Oh my god, trebuie să pun pauză la joc să mă bucur puțin. Yes, avem 100 de oameni. Nu pot să cred că am ajuns la numărul ăsta imens. Wow, mă bucur că episodul 10 am reușit să... În episodul 10 am reușit să fac chestia asta, chiar mă bucur foarte tare. Bun. Of, doamne. Ce să mai pun aici, frate? Ca să ne distrăm, să le punem oamenilor treabă. Treabă? Să le punem de-astea. Nu știu ce să le pun, sincer. Mamă, dar sunt multe chestii, decorațiuni, oh my god. Da. Da. Păi eu am pus asta, Rustic Core.
Trebuia să pun și eu un stone hall. Ia, dar pot să pun mai așa? Nu, e too far, iauzi. Vreau să pun o de asta aici. Sau o punem pe asta. Punem pe asta, că arată bine. Numai că problema problematică e că e too far. Uite, bă, de aici, că nu-i too far. Punem asta. E balcon? Nu-mi dau seama dacă e suspendat. E suspendat, what? Nu vreau să fie suspendat. Avem o ușă. Bă, nu-i bun. Nu înțeleg pentru ce e ușa aia, că nu-i bună pentru construcția asta. Avem un chimney. Trebuie să ai un chimney. Nu, n-ai cum să n-ai un chimney. Punem aici un chimney. Băi, dar ce frumos, bă. Chiar e smechere astea. Ia uite, boar sign. Bă, ești tâmpit. Dar unde le pun pe astea? Trebuie legate de ceva. Nu? Da, sincer, nu știu de ce. Uite, avem kitchen. Vai, ești nebun? Însă sunt multe nebunele aici. Bine, asta cred că durează să mult să le facă, dar trebuie să avem și un loc unde să gătească mâncare pentru oameni. Mi se pare absolut corect. Ia, putem să trântim asta aici? Invers, hai să o învârtim așa. Arată cam dubios, dar se poate. You know what? Hai să-i dăm așa Star Construction să vedem dacă se construiesc până la sfârșit. Eu sper să se construiască, sincer. Da, bă, ești maker tare, bă! I like this game. Sunt curios dacă l-aș lăsa așa, gen să văd cum evoluează, dacă poate să evolueze singur. Sunt foarte curios dacă ar evolua singur oamenii. Da, nu, că la un moment dat mai dispare. Nu mai dispare. Na. Ce să faci? Trebuie să ai grijă de oameni, frate. Deci am pus ăsta degeaba, că nu... N-am făcut niciun butoi când n-am reușit să iau iron. Bine, că dacă era șmecheria, era în felul următor. Dacă pica aici iron-ul, era mult mai pont. Și avem 101 oameni. Dar uite puțin cum s-au făcut drumurile. S-au făcut destul de mișto drumurile, dacă mă întrebați pe mine. Asta mi-a plăcut tot timpul la jocul ăsta, că își fac drumurile singuri. Și nu trebuie să te ocupi tu de chestia asta și pur și simplu arată organic. Arată super organic și frumos. Nu știu de ce au făcut un drum pe aici, sincer, ăsta nu mi se pare prea ok, dar... Aici e zona de ferme, fermieri, nebuneli. Ia să mai punem încă un gușter din ăsta care se ocupe cu pești. Să vândă chești la oameni. Să vândă brânză, chestie și de toate. Da, e frumi. Ce mai avem de făcut, boys? Zii și tu, ce mai avem de făcut? Bă, că am făcut de toate pentru toți. Am făcut de toate pentru toți. Vai. Aș trânti acum niște wall-uri, dar n-are rost să mai pun acum wall-uri, că pur și simplu n-are rost. Dar cum faci rost de citizen? Of, doamne, moftic. Oare poți să faci rost din alte părți de aici? Nu știu. Chiar nu știu. Vai! Vai! Uite puțin ce puteam să mai construiesc. Bă, astea au apărut acum, recent. Nu erau înainte. Tax office. Yeah! Tax office. Dă, bă, să-i punem și balifului o mică căsuță, nu? Punem și balifului o mică căsuță. Cum adică? Că totuși o descoperi și baliful, că aici este piatră, că acolo este iron. E, baliful ăsta e băiat de treabă, ce-i cu voi. Dacă îi trântesc și o ușă. Ba, mi-am trântit și o ușă. Trântesc și un tower. Și doar pentru că îmi iubesc oamenii din oraș și merită tot ce-i mai bun. Tot ce-i mai bun merită oamenii ăștia. Și imediat ce am bani, o să dau Start Construction. Încep să construiesc așa de multe chestii încât rămân fără bani, pur și simplu. Și nu prea este pont, dacă mă întrebați pe mine.
Trebuie să mai dăm chestii, că uite, vezi, din trade-uri facem prea puțin bani în momentul de față, dar din village facem 246. Adică cei mai mulți bani îi facem din sat, din trade-urile pe care îi fac ei, între ei. Bun, păi, mergem aici. Uite, asta n-am deblocat, nu pot să cred. N-am deblocat chestia asta și aș... Dacă deblochez chestia asta, pot să vând pâine. Pot să vând săbii. Struguri. Eu asta n-am zis. De unde fac rost de struguri? Că zicea aici că putem să facem vin. Acum fac rost de struguri, că n-am văzut nimic ca să fie pe aici pentru struguri. Joacă pe asta, moșule. Oare poți să intri aici și să selectezi? Nu pot să faci asta. Sau aici poți să selectezi altceva. Știi cum e aici unde replantează copacii. Poți să vii și să adaugi oak, poplar, sycamore, pana mea. Poți să adaugi tu chestii, știi? Să alegi tu ce vrei să crească, ce copaci ai dori să ai. Și mă gândeam că așa o să funcționeze și la, nu știu, la asta. Și pot să aleg, vreau struguri, vreau mulți struguri, că eu, mie îmi plac strugurii. Ca să fac vinuț, să mă simt bine. Dar, aparent, nu funcționează chiar așa cum mă gândeam eu. Bun, aici clar nu o să mai facem butoaie. Putem să depozităm, ce să depozităm, frate? Lemn în continuare, lână, glass, gemuri. Avem un singur gem, hai să-l depozităm pe ăla, să vedem cum arată, dacă tot. Da, nu cred că îl depozitează ăștia prea repede, deci... Uite, a făcut chimney-ul. A făcut chimney-ul, dacă am atâta. Ne arată cumva... Uite, n-am servit nicio bere până acum? No. What? Why? Dar am produs vreo bere? Da. Cred că da. Water, wheat, hop. Da, am produs, nu? Poți să dai pause production. No, niciodată. Dar nu înțeleg. Sunt beri, dar nu înțeleg de ce nu se vând aici. Facem bani pe asta, nu? Presupun, dacă vinzi o bere, faci bani. I guess. I really don't know. Dar cel mai probabil așa funcționează. Dar știi care e problema? Că eu cred că avem probleme cu wheat-ul. Avem probleme cu wheat-ul destul de mari. Pentru că mi se pare mult prea puțin. Și cu toate că este mult wheat aici. Nu, ori n-au timp să-l culeagă pe tot. Ori nu știu care e șmecheria exact. Dar e o problemă oricum. Place că aici au început să pună asta. Dar... ce șmecher se duce și culege singur el acolo. Vai. Frumos, sincer, frumos. Îmi place. Ia, uite, se construiește și casa balifului. Da. E șmecher. Da. Greu, frate. Greu să construiesc chestiile și mă enervează că vreau să văd cum arată. Și dacă aș putea să dau viteză și mai mare. Bine, dacă ar fi viteză și mai mare, deja... Deja, cred că jocul ar merge mult mai greu. Aud o grămadă de clopote. Ce se întâmplă, domnule? Îmi place așa. Aici zici că e o zonă de pentru porturi. Mișto tare. Aș putea să mai trântesc încă un pod aici, dar n-are rost să las așa podul ăsta. Arată so bine podul ăsta, ești nebun. Bine, ar fi putut să fie puțin mai centrat. Uite, puțin lemnul ăsta stă în aer. Nu l-am construit eu, da? Adică, ba da, eu l-am construit, dar nu chiar. Ok. Știi ceva? Ia să băgăm noi... Să lăsăm așa jocul să meargă pentru o perioadă, măcar să vedem cum arată chestiile alea. Da. Știi ceva? Facem un mic timelapse. Mamă, de aș putea să dau un F1 ca să nu se mai vadă nimica.
gen să nu se mai vadă niciun HUD și să vadă doar jocul. Dar habar n-am cum pot să fac chestia asta, că aș face-o, sincer. Să văd și eu un timelapse de la mișto pun aici. Uite, ăsta își face casa aici. Nu o să mai facem niciun timelapse. Am zis că facem, dar nu facem. Ăsta își face casa direct în apă, ești prost? Foarte multe case s-au construit de ultima dată. Și eu cred că totuși au avut... Oh! Uite cum face bere! Vai! Da. Mișto! Uite și cu butoiul ăsta de bere afară, mamă. Prea șmecher, gen, asta mi-a plăcut tot timpul la jocul ăsta, în afară că își fac drumurile mișto și toate alea, că fiecare construcție are câte o meserie, gen, uite, ăsta stă cu mâinile... uite, mai zice, hello, ajutor! Nu, de fapt nu zice ajutor, zice, hei, veniți și cumpărați pește, veniți și cumpărați, bla bla bla. E mișto că... Fiecare construcție are omului care face câte ceva. De exemplu, aici speram să fie cineva care lucrează la haine. Aici e cineva care sparge pietre. Foarte frumos. Sunt detalii, sunt animații micuțe, drăguțe. Ia uite. Asta culege beriuri, dar asta cred că știți deja. Da, oameni buni, cred că n-are rost să ne mai lungim. Vine the bad weather, nici nu vreau să o văd. Nu mai are rost să ne lungim. Probabil, nu știu, nu promit, nu sunt sigur. O să facem un live stream cândva, posibil. I don't know, dacă o să-mi vină cheful foarte tare să mai joc jocul acesta, probabil o să fac. Dar vom vedea. Eu rămân cu salvarea în calculator. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit aceste 10 episoade. Sper că v-a plăcut joculețul. O să mai joc și alte joculețe de genul acesta. Cu city building. Tot timpul mi-a plăcut să mă joc jocuri de genul acesta. Mi se par foarte șmechere. Îmi place să construiesc orașe sau sate sau alte nebuneli. Da, cam atât am avut de zis. Sper că v-a plăcut. Un like, un subscribe. Hai să ajungem la 150.000 de subscriberi. Doamne ajută și ne vedem data viitoare cu un nou episod pe canal. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Ne vedem data viitoare. La revedere!